God's grace sufficient for Harul lui Dumnezeu este de ajuns pentru orice nevoie a noastră. Dumnezeu a promis copiilor lui în 1 Corinteni 10, versetul 13, că El nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșim din ea, ca să o putem răbda. Înainte de toate, de ce a îngăduit Dumnezeu încercări și ispite să vină în viața noastră? E ca și cum am supune masa musculară la o anumită forță sau rezistență pentru a face mușchii noștri puternici. Toți mușchii din corpul nostru sunt întăriți și dezvoltați prin a fi supuși rezistenței. Când oamenii ridică greutăți, când aleargă sau folosesc corzi elastice sau orice alt lucru, Întotdeauna, principiul este supune mușchii la o rezistență. Și ca rezultat, mușchii devin puternici. Dacă nu supui mușchii la o rezistență, nu vei deveni niciodată puternic. Vei deveni doar gras. Doar consumând hrană nu faci o persoană puternică, ci doar grasă. Și este o mare diferență între o persoană grasă și una puternică. Să aplicăm aceasta spiritual. Acumulând o mulțime de cunoștințe biblice, te face doar gras spiritual. Și oamenii grași sunt mai slabi în putere decât oamenii slabi fizic. Și o mulțime de oameni care au doar o mulțime de cunoștințe biblice sunt destul de slabi spiritual. Ei își pierd temperamentul, poftesc cu ochii și fac multe alte păcate, în ciuda tuturor cunoștințelor biblice. Sunt ei puternici? Cu siguranță nu. Ei sunt grași. Dumnezeu îngăduie să întâmpinăm încercări și ispite, astfel încât noi să devenim puternici. Și el ne-a promis că niciodată nu va îngădui să fim încercați peste capacitatea noastră de a suporta. Este o promisiune minunată. Dacă întâmpin o încercare anume ce apare în viața mea, nu trebuie să spună niciodată, oh, o, asta e prea mult pentru mine. Nu nimic nu este prea mult pentru mine. Este conform cu capacitatea mea de a suporta. Dacă nu cred aceasta, îl voi acuza pe Dumnezeu ca având un simț mai slab decât un profesor obișnuit de la școală. Și vă spun de ce. Dacă un elev studiază în clasa 5 -a, profesorul nu îi va da întrebări de clasa 7 -a. Nu. Profesorul este destul de înțelept să-i dea elevului întrebări de clasa 5. -a, pentru că profesorul știe că acel elev nu este capabil să răspundă la întrebări de clasa 7. -a. La fel este și cu încercare. Dumnezeu nu va îngădui să întâmpini o încercare de nivelul al șaptelea dacă tu ești încă la nivelul al cincilea. De aceea, când întâmpini o încercare, dacă spui că e prea mult pentru mine, tu de fapt îl acuzi pe Dumnezeu că are un simț mai slab decât un profesor de la școală. Și vreau să spun ceva. Diavolul este cel care te face să gândești așa. Deoarece, din momentul în care începi să gândești așa, deja ai căzut. Te-ai programat singur pentru eșec. Când spui, asta este prea mult pentru mine. Vreau să spun că nici o încercare nu este prea mare pentru tine. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu stabilește ce tip de întrebări să-ți dea și îți va da ceva doar după nivelul tău spiritual ce îl ai în viață. Lucrul acesta este o mare ușurare pentru mine. Să presupunem, de exemplu, că diavolul are pregătit o ispită puternică pentru mine, pentru ziua de mâine. Și care este prea mare pentru mine. Eu nu sunt destul de puternic să o suport, dar diavolul, înainte să trimită ispitirea în viața mea, trebuie să primească permisiunea de la Dumnezeu. Și el îl întreabă pe Dumnezeu, pot să trimit ispitirea aceasta lui Isaac? Dumnezeu spune, nu. Nu te lasă să faci asta. Pentru că nu este destul de puternic să-i facă față. După o lună, vine din nou diavolul și întreabă, pot să-i o trimit acum? Dumnezeu spune nu, încă nu este destul de puternic. Poate după un an, Dumnezeu îi spune diavolului, ok, acum poți să-l ispitești pe Zac cu acea ispită. El este acum destul de puternic. A crescut în ultimul an și acum este destul de puternic ca să-i facă față. Și atunci când vine ispita, eu, prin puterea Duhului Sfânt, pot să biruiesc. E ca și cum am ajuns la nivelul 7 și atunci primesc întrebări de gradul 7. Nu voi primi de gradul 5. Este o mare mângâiere pentru mine, pentru că asta se aplică de-a lungul întregii vieți, până la sfârșitul vieții. Până Isus va reveni din nou, nu voi primi vreun test care este prea greu pentru mine. Asta înseamnă că cu orice ispită mă confrunt, poate să fie biruită. Pentru că nici una nu va fi prea mare pentru mine. Sunt elevi care au nota 10 la matematică în fiecare an. Ei lucrează din greu și iau nota 10 în fiecare an. Dar, dacă i-ai da unui elev vreun test de nivelul 7, când e la nivelul 5, nu ar lua nota 10. Probabil ar face doar 25 sau 30% din test corect. Este posibil pentru noi să biruim păcatul totdeauna doar pe baza promisiunii din 1 Corinteni 10, versetul 13. Dumnezeu nu va îngădui să fii ispitit peste puterile tale. Noi trebuie să credem aceasta. Nu vei putea birui niciodată fără credință, dacă nu crezi că Dumnezeu este credincios. Aceasta spune în 1 Corinteni 10 cu 13. Dumnezeu este credincios. Și promisiunea Lui este că nu va îngădui să fii spitit peste capacitatea ta de a suporta. Biblia vorbește despre pocăință și credință, ca două lucruri necesare pentru a primi tot ceea ce ne oferă Evanghelia. Isus a predicat pocăința și credința, Petru a predicat pocăința și credința, iar Apostolul Pavel spune, aduceți-le pe amândouă împreună, în fapte 20, când vorbește prezbiterilor din Efes. El spune, v-am predicat timp de trei ani. Și ce v-am predicat în toți acești trei ani? Versetul 21. Să vestesc tuturor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Acestea sunt cele două lucruri pe care Dumnezeu le-a unit împreună. Pocăința și credința. Și Biblia spune, ceea ce a unit Dumnezeu nimeni să nu despartă. Când combini doi atomi de hidrogen cu un atom de oxigen, obții apa. Dacă îi separi, nu mai este apă. Dacă iei un atom de sodiu și unul de clor și le pui împreună, ai clorură de sodiu, care este sarea obișnuită. Dacă îi separi, nu mai este sare, este sodiu și clor. Pocăința și credința este singurul răspuns potrivit Evangheliei lui Isus Hristos. Dacă le separi, nu mai este răspunsul corect la Evanghelia lui Isus Hristos. Nu va produce rezultatul pe care Evanghelia ar trebui să-l producă. Din păcate, multe din predicile de astăzi accentuează numai credința. Este ca și cum ai spune avem nevoie de oxigen în apă. Avem nevoie de oxigen, de oxigen, de oxigen. Bineînțeles, dar ai nevoie și de hidrogen. Trebuie să unești doi atomi de hidrogen cu un atom de oxigen și atunci obții apa. Și dacă continui să accentuezi oxigenul, ceea ce obții este oxigen nu apă. Deci dacă continui să accentuezi numai credința, nu vei obține răspunsul corect la Evanghelie. Și oamenii nu vor experimenta ceea ce oferă Evanghelia. Și aceasta este tragedia din creștinismul de astăzi. Foarte mulți oameni astăzi nu experimentează bine binecuvântările minunate și privilegiile Evangheliei pentru că predicatorii au separat ceea ce Dumnezeu a unit. Pocăința nu este un mesaj popular de predicat. Pentru că vorbește despre păcat. Așa că oamenii pun accentul pe credință. Aceasta sună mai pozitiv. Pocăința sună mai mult negativ. Și predicatorilor le place să predice pozitiv. Dar avem nevoie și de pozitiv și de negativ. Ca și în electricitate. Nu poți avea doar pozitivul. Îți trebuie un capăt pozitiv și un capăt negativ pentru ca curentul să circule. Nu poți avea totul pozitiv. Nu. Nu va circula curentul în felul acesta. În același fel, pocăința este negativul, adică să te întorci de la păcat, și credința este pozitivul, punându-ți încrederea în Domnul Isus Hristos. Dacă nu le ai pe amândouă, nu vei putea experimenta Evanghelia lui Isus Hristos. Și așa putem spune că mulți creștini de astăzi nu au o experiență cum trebuie cu Evanghelia. Din cauza aceasta, viețile lor sunt așa de nesatisfăcătoare. Mulți creștini vor recunoaște aceasta dacă îi vei întreba sincer. Nu sunt mulțumiți de experiența mea creștină, vor spune. De ce spune ei asta? Pentru că au fost hrăniți cu un mesaj incomplet. Au fost învățați despre credință, fără să li se spună de pocăință. Pocăința este pasul primar înainte de a veni la credință. Pocăința înseamnă întoarcerea de la păcat spre Dumnezeu însuși. O definiție clară a pocăinței este în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9. De la idoli v-ați întors la Dumnezeu. Observați? V-ați întors la Dumnezeu de la idoli. Ce este un idol? Cea mai clară definiție a unui idol este ceva care ia locul pe care ar trebui să-l aibă Dumnezeu în viața ta. Nu este numai un obiect din lemn și piatră. Aceștia sunt idoli externi, mult mai ușor de identificat și mult mai ușor descăpat de ei. De tot ce este extern, ne putem debarasa ușor, vorbind în general. Dar sunt idolii din inimă de care scapi mult mai greu. Este un verset în Vechiul Testament, unde Domnul spune națiunii lui Israel, printr-unul din prorocii lui, Ezechiel, în capitolul 14. Ezechiel a fost un proroc pentru prinși de război al lui Israel în țara Babilonului. Ei au fost trimiși în Babilon din cauza păcatului lor. Dumnezeu a spus lui Ezechiel, Ascultă-mă, fiul omului. Ezechiel 14, cu 3. Oamenii aceștia își poartă idolii în inimă. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? Voi răspunde acestora care își au idoli în inimă? Deci găsim aici că un idol nu este numai un lucru pe care îl ai în exterior. Apoi merge mai departe și spune, vorbește-le și spune-le, versetul 4, orice om din casa lui Israel care își poartă idoli în inimă, dacă va veni să vorbească prorocului, eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulțimii idolilor lui. Israeliții aveau mulți idoli în inimile lor. Și la fel este cu creștinii de astăzi. Orice lucru ia locul lui Dumnezeu în viața ta, de exemplu, afacerea ta, casa ta, iubita sau iubitul, contul tău bancar, acțiuni, tot ce ia locul lui Dumnezeu în viața ta. Și dacă vrei să afli ce ia locul locului Dumnezeu în viața ta, întreabă-te la ce te gândești mai mult când ai ceva timp liber. Când mergem la servici, fie că este un birou, o fabrică sau oriunde, trebuie să te concentrezi asupra muncii tale pentru a-ți câștiga existența. E ok, aceasta lăsăm deoparte. Dacă un student merge la școală sau la facultate și e concentrat asupra studiului, acesta este lucrul corect ce trebuie făcut. Dar, când am terminat cu școala, facultatea, biroul sau fabrica și suntem liberi să gândim la ce vrem, la ce te gândești majoritatea timpului, acesta este idolul tău. Poate fi sportul, poate fi muzica. Și acești idoli legitimi poate fi ceva mai serios decât cei ilegitimi pentru că ei nu arată ca idoli. Deci pocăința înseamnă să mă întorc de la orice care se interpune între mine și Dumnezeu. Întorc spatele acelor lucruri. Cuvântul pocăință înseamnă schimbarea minții și cel mai bun exemplu îl găsim în armată. Cuvintele stânga împrejur, când un om se întoarce 180 de grade de la poziția sa inițială. Este modul meu vechi de viață care urmărea păcatul și mă întorc de la el cu spatele la păcat și cu fața la Dumnezeu. Îmi întorc spatele nu numai la păcat, ci la orice a luat locul lui Dumnezeu în viața mea. Dacă nu ai făcut asta, pocăința ta poate fi doar parțială. Poate că ți-ai întors spatele de la anumite lucruri, dar nu de la tot și atunci, bineînțeles, pocăința ta este parțială și experiența Evangheliei va fi tot parțială. De exemplu, dacă vreau să călătoresc din orașul Bangalore, la Bombay, îmi întorc spatele la Bangalore și în loc să mă întorc 180 de grade spre Bombay, mă întorc 135 de grade și ajung în alt oraș, numit Goa. Nu în Bombay. Și mulți creștini ajung unde nu ar trebui să ajungă, pentru că ei nu s-au întors de la păcat 180 de grade. Ei s-au întors puțin, dar nu complet. Acesta este motivul pentru care mulți oameni nu progresează în viața de credință, pentru că pocăința nu este totală. Ei nu s-au întors de la tot ce știau că este păcat în viața lor să vă mai spun ceva despre pocăință. Și anume, pocăința nu este ceva ce faci odată pentru totdeauna când îți începi viața de credință. Ci este o atitudine continuă de întoarcere de la orice păcat cunoscut. Pentru că, pe măsură ce creștem în viața de credință, descoperi din ce în ce mai multe păcate pe care înainte nu le considerai păcate. Asta am descoperit și eu în ultimii 25-30 de ani. Am descoperit continuu păcat în viața mea. Ce vreau să spun prin păcat? În Biblie sunt multe definiții ale păcatului. Să vă citesc câteva dintre ele. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4. Spune aici: Păcatul este fără de lege. Adică încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Să faci ceva ce știi că este rău. Tu știi în conștiința ta că un lucru este rău și îl faci. Și asta este păcat. Acest este păcatul comiterii, un păcat pe care îl faci. Un alt tip de păcat, la care mulți oameni nu se gândesc, este păcatul omiterii. Asta înseamnă ceva ce ar trebui să faci, dar n-ai făcut. Aceasta este descris în Iacov, capitolul 4, unde spune în ultimul verset, versetul 17, Cine știe să facă un bine și nu-l face, să săvârșește un păcat. Levitul și preotul care au trecut pe lângă omul bătut de pe drumul care ducea de la Ierusalim la Erihon, citim aceasta în pilda bunului samaritean, ce au făcut ei? Care a fost păcatul lor? Ei nu l-au lovit pe om, nu l-au scuipat, nu l-au certat. Ei doar l-au ignorat și au trecut pe partea cealaltă. Ei au păcătuit, este păcatul omiterii. Dacă l-ar fi lovit și l-ar fi batjocorit, ar fi făcut păcatul comiterii. Ei nu au făcut ceea ce trebuiau să facă, să-l ajute pe acel om. Știți numărul păcatelor prin omitere pe care le-ai făcut în viața ta? Poate nici nu te-ai gândit la asta. În general, noi mărturisim doar păcatele pe care le facem. Doamne, am făcut lucrul acesta rău, am făcut lucrul celălalt rău și pe celălalt rău, dar poți să-ți amintești un moment când ai mărturisit Domnului ceva de genul, Doamne, trebuia să-l ajut pe Cutare și nu l-am ajutat. Trebuia să-i spun o vorbă bună la Cutare, dar nu i-am spus, Iartă-mă, Doamne. Trebuia să mă rog atunci și nu m-am rugat. Trebuia să caut părtășia cu tine în scripturi. Dar n-am căutat. -o. Sunt multe păcate ale comiterii pe care când ajungem în prezența lui Dumnezeu, primim lumină asupra lor. Și când primim lumină asupra lor, ne putem întoarce de la ele. Și cu cât venim mai aproape și mai aproape de Dumnezeu, cu atât mai mult primim lumină asupra aceea ce este păcat și ce nu este păcat. Și pe măsură ce descoperim noi păcate în viața noastră, ne întoarcem de la ele. Și în următorul an primesc lumina asupra altor păcate din viața mea și mă întorc și de la ele. Deci, dacă umblu cu Dumnezeu, toată viața mea va fi una de pocăință, pocăință. Mă întorc mereu de la păcat, de la noile lucruri pe care le descoper că sunt păcat în viața mea. Așadar, care este definiția clară a păcatului? Aici am văzut două dintre ele. Încălcarea legii, să treci dincolo de linia pe care a trasat-o Dumnezeu. Și cealaltă este să nu ajungi până la nivelul de a nu face ce trebuia să faci. Acum să mă întorc la ceea ce este cea mai bună definiție a păcatului pe care am găsit-o în Scripturi. În Romani 3, cu 23 spune, Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci păcatul este să fii lipsit de slava lui Dumnezeu. Înseamnă că standardul lui Dumnezeu este de 100% și am ajuns sub nivelul acesta. Prin tot ce fac, dacă ajung sub nivelul acesta, păcătuiesc. Care este definiția slavei lui Dumnezeu? În Ioan 1, versetul 14 spune, Noi am privit slava lui Dumnezeu în Hristos Iisus, plin de har și de adevăr. Deci, slava lui Dumnezeu a fost văzută în viața pământească a lui Isus Hristos. Deci, când mă uit la viața pământească a lui Isus Hristos, văd ce înseamnă sfințenia. Tot ce e contrar acelei trăiri este păcat. Este lipsit de slava lui Dumnezeu. Și acum primim o definiție ajutătoare a păcatului tot ce nu este după asemănarea lui Hristos în viața mea. Și Duhul Sfânt îmi arată ce nu este după asemănarea lui Hristos. Și mă întorc de la lucrul acela și spun, Doamne, vreau să fiu ca Tine. Aceasta este pocăința. Nu să-mi ating țelul. Poate mi ia 10 ani până ajung să fiu ca El. Dar am început. M-am întors și spun, Doamne Iisuse, vreau să mă întorc la Tine. Asta este pocăința. Abia atunci credința noastră devine folositoare. Se unește cu pocăința, și astfel vom progresa în viața de credință. Dumnezeu să vă binecuvinteze!